Numai decât mantia îți zboară. Ai să te duci la stroică la Germania. Ascultă-mă pe mine. Ai să te duci la stroică la Germania. Ține minte pe mine. Încă dacă ar să te iei, să te futbolească așa tăți cu picioarele pe urmă. Asta e un stărât. Și Igor Popa, dosar închis, el închide judecătoarea. Tăi să mă răzbriscă cu voi. Tăi trebuie să știe, deputați trebuie să știe. Ei așteaptă schimbarea puterii. Le vine banditismul, da, de al de Renato Usată, le vine de lor. Nu va merge schimbarea puterii. Nu va merge că lumea s-a trezit. Actăleista care a fost aruncat de la Procuratura Anticorupție, Vsevolod Ivanov, actăle, care noi plătim bani. Vă dați seama? El organizează, încalcă drepturile, organizează percheziții, face ce vrea. Dar și dacă el a fost dat afară de la Procuratura Anticorupție, ascuns la Rășcani, la Rășcanovca, muncip Chișinău, distribuiți-l să-l vadă toată lumea, ectele. Aista au organizat tot perchezițiile la mine acasă, aista au organizat tot. Nu-i dat voie să fac cunoștință cu dosarul. Sunt 5 zile când omul are dreptul să-i dai învinuit, timp de 5 zile de când ai cunoscut că este infracțiunea. Și ați făcut ai show-urile astea. Ați vrut show-uri? Îi așteaptă încă drugul lui, ei de mână și spune lasă că-și schimbe guvernarea și așa și tot ghine. Auziți? Asta e omul la guvernarea și ea, dat la Procuratura Anticorupție jos. Jos lipădăturilor. Nu vă lăs nici pe unul. Țineți minte. O zburat Ruslan Popov, o zburat Popa, ai să zbori și tu din urmă. Ai să 2 metri trebuie dus la stroi, că ai să trebuie dat taci ca să cari ciment. Aici sunt dosare penale, încalcă. Nu i-a dat voie să fac cunoștință cu dosarul. Nu i-a dat voie nimic absolut. O închis, i-a pus cătușul și el e nacealnic pe copiii mei. Lipădătură. El e nacealnic pe copiii mei. Vă dați seama? El face ce vrea pe averea noastră. El trimite la ora 6 dimineață o desiatcă de criminali și tot înapoi lipădăturile de procurori care sunt la... Dar ei așteaptă guvernarea schimbată, oameni buni. Azi dimineață îi dau mâna. Lasă că-și schimbi guvernarea și așa și tot ghine. În primul chinou, uitați-vă, așa la a doilea. Ar schimbi guvernarea, ei așteaptă guvernarea schimbată. Azi vă dăm noi vouă guvernare schimbată. E că și așteaptă asta. Aruncat de la Procuratura Anticorupție. Ha, câte unul, câte unul, și stăți aruncați. Tremură mâinile de prăpădeni, parcă alcoolic, oameni buni. Doamne ferește, tremură mâinile. Ce-ți pare asta? Atâta ziua bie, mănâncă, le afară. Ectări, Vsevolod Ivanov, iau și zâmbește. Cât te-ai apcurit ca să zâmbești? Show? Și Stoianoglu tot spune că e show. Stoianoglu tot îmi spune că e bolnavă de cap, că îmblu șuier și e bolnavă de cap. Eu vă arăt vouă dosare, că eu îți vă arăt dosarul foaie cu foaie, nu vă gândiți că așa. Dar omul pierde ziua de lucru, dar să prinește bani. Dar noi plătim contribuții. Noi trebuie să îmblăm, e ca pe drum, purtați de dânșii pe drumuri și noi trebuie să le plătim lor aleafă, să vărsăm bani, că noi ne ocupăm cu business-ul, noi trebuie să le dăm bani lor. Bugetarilor trebuie să le dăm bani, oameni buni. Ne ducem la magazine, cumpărăm mâncare, trebuie să le dăm bani. Lipădătură, Vsevolod Ivanov, lipădătură ordinară, ia uite la dânsul. Parcă-i popa, ia uite la dânsul. Patrat. A, și mai ai ședință la papuha, da? Tu și papuha. Da. Tu și papuha. El și papuha. 2 criminali. Criminali în serie. Ăștia nu sunt lege, deci sunt în serie criminali. Eu am să vă dau vouă. Până nu zboară din sistem, nu se duce. Eu știu ce se pie omul ăla tăc la curte de apel. Da, el e procuror dat afară de la Procuratura Anticorupție și strâns acolo la Rășcanovca. Da, strâns la Rășcanovca. Transferat, doamne. Banditoiule, tu dai jos de la Procuratura Anticorupție? Banditoiule. Da, director. Care director? Este un alcoolic, îi tremură mâinile, doamne ferește, oameni buni. Să vă arăt cum îi tremură mâinile. La drujii tăi. Ei așteaptă guvernarea schimbată. Ia-ți dau mâna și spune, lască de grabă să schimbă guvernarea și tătă și igiene. Ați înțeles? Ei așteaptă guvernarea schimbată. Nu vă merge vouă guvernarea schimbată. A să lucrez aici cu dracor să iei. Nu i-am ales. Am fugit tăți la votări și le-am ales pe ăștia să lucreze, să-i dăie afară. Dar cum să-l dai afară pe criminalul ăsta? L-ați dat pe Popa, pe Popov, dați-l și pe ăsta, că n-are încotro. Dar nu moște un bestăcană, pentru că ruchi trisuță ca cu alcoolică. Ca cu alcoolică, rochi trisuță. Doamne ferește, și tremură
la bilicele, cum scrie el, ordonanță de învinuit, de bănuit, el comandă. Oameni buni, odată și ei au avut suspiciuni și au avut pe data 24 noiembrie, el a venit și a autorizat percheziția acasă, 24 noiembrie, dar au venit pe 8 decembrie, oameni buni. Hm? CSP-ul nu vede, îmi spune să mai scrie o scrisoare. Nu, eu ce și ies, eu atâc mai departe. Nu scriu eu încă scrisori. Eu am să atâc tot mai departe. Eu am să vă arăt vouă, eu am să vă distrug toată justiția. Litvinenko vin și dă capul în jos de pe scări, zice că eu ți-i arăt unii să ascund criminalii ăștia. Să ascund dintr-o instituție înaltă. Dat afară de la Procuratura Anticorupție, el s-a ascuns la Rășcani, acolo l-a padbirit criminalul și ala care... Cum îl cheamă de la Rășcanov ca care a fost? L-a luat așa, la repede, la dânsul, sub aripa lui, criminalul și-al de Rășcanov, și așa l-au plecat-o frumos din sistem, s-au dus frumos din sistem. Era pe aici Pavliuc cândva, năcealnic pe aici. Pavliuc era cândva năcealnic pe aici. Unde-i Pavliuc? Amu, el e profesor la universitate, Pavliuc. Cui noi plătim bani, oameni buni? Cui noi plătim bani? Că la criminalii ești ea? Tu faci business, alegi business-ul, el te mănâncă, el te sucă. Da, ia că lucrează el. El închide lumea și cere bani. El cereu bani din copilul meu, în fiecare zi cereu bani. În fiecare zi cereu bani, criminalii ăștia tăți la pachet. Ei nu văd criminalului Vsevolod Ivanov. Lipădătură, criminal. Ia că uitați-vă și justiția în Republica Moldova. Pe urmă ăștia tăți se duc și fac popă. Pe urmă, tăți aici se duc la pop acolo. Tăt la... Să duc pe urmă și ei popă, să vă vândă lumânări, să vă spui și legea, și dreptate. Pe urmă, să fac tăți pochi, că aici în Chișinău de-a mai este teologie și să fac tăți pochi pe urmă. Leapă de o mantie și duci și îmbracă. Și pistolul de desubt, Vsevolod Ivanov, lipădătură de la Procuratura Anticorupție, dat afară oameni buni de la Procuratura Anticorupție și au plecat la Rășcanov ca s-au ascuns. Tremură mâinile ca la un alcoolic. Eu când am văzut azi, eu am închicat jos. Tremură mâinile ca la un alcoolic. Ca la alcoolic tremură mâinile. Afară din sistem, lipădătură. Nu mă lăs pe nu te dau afară din sistem. O zburat Stoianoglu, o zburat Popov, o zburat Popa, tăți, e tare mare criminalitatea. Ia câtă-li. Într-o zi l-a închis, l-a ținut închis, dar ce l-a eliberat fără judecătorul de instrucții? Ei, ce putere ai tu? Oameni buni, el l-a eliberat pe fișorul meu fără judecător de instrucții. Așa puterea lui e mare, vă închipuiți? El s-a dus, eu înaintat învinuirea și tot pe data de 9 o dat dosarul în judecată, fără să-i dea rechizitoriu, fără să-i dea rechizitoriu, fără să-i fac cunoștință cu dosarul. Foaie cu foaie, tot omul are dreptul la cunoștință cu dosarul. Foaie cu foaie și plus rechizitor. Ce-i încălcat drepturile copilul meu? Ei, lipădătură, ce pe data de 9 la ora 2 îl eliberează pe fișorul meu, pe data de 9 la ora 2 îl eliberează și el pe data de 9 duce dosarul în judecată, fără rechizitoriu. De ce nu-i dat rechizitoriu? Ce nu l-a chemat să-i dea rechizitoriu? Băi, lipădătură, pe data de 9, copilul, auzi tu, lipădătură, tu în locul copilul meu în penitenciar, a să-ți pui cătușul, ține minte de la mine. Dar și e venit crâșa lui sau ce? Eu am tot dreptul și stai în spațiu public. Nu strigați cu părinții. Stai liniștit, du-te acolo și păzește la ușă și gata. Și de acolo, stai liniștit. E și mai vorbă, dar cum de nu? Ia-mi prăjești, el mi-a să-mi dăie voie mai mult. O mai fost unul care nu dă de voie să intru, să mă duc să intru, da? Ei așteaptă schimbarea guvernării, oameni buni. Eu bătut palma azi dimineață, procurorul ăsta a bătut palma cu lipădătorul cealaltă din primul chinou. Uitați-vă bine și neșeală, de grabă se schimbă guvernarea. De grabă se schimbă guvernarea, așa și tot ghine. O bătut palma ea, măi, amândoi. Și rătorii, vezi că se ne ducem? Se ne ducem să vedem și dată pe unde. Nu știu, uite. Nu știu, uite. Ia că drept înainte, rătorii. E drept înainte. Nu te lăs eu lipădătură de urma lui Stoianoglu, de urma lui Popovei să pleci tot, eu ți-am spus. Nu te lăs, un alcoolic. Și papuha un alcoolic, și este un alcoolic. Vedi corectat sunetul pentru că am fost în ședință. Procuror, plătește-i banii, oameni buni. Tu,
plătește lui contribuții, tu te chinui, nu lucrezi, îmblă pe drumuri, de la ora 8 șezi sub ușurile la judecătorii, încoași nimeni la ora 8, Sievolul Divanov. El așteaptă schimbarea guvernării, oameni buni. Eu bătut palma mă dimineață. De grabă e schimbarea guvernării și a sfitat bine. Ați înțeles? Uitați-vă în primul film. De grabă se schimbă guvernarea. El o schimbă guvernarea de grabă. Drugul și ala tău care ți-o da mână ție. Dar cine ți-o știe? Ți-o da mână, nu nii. Nu ne-a spus nii bună ziua. Da? Da. Ți-o dat mâna, da, și ți-o spus că de grabă se schimbă guvernarea. De grabă se schimbă guvernarea și gata, tot așa și genii spune lui. Închipuiți? Ei așa de fericiți pe aici, de grabă se schimbă guvernarea. Ei ar s-o schimbi guvernarea, aici ea s-o schimbi guvernarea. Tu ai spus la penitenciar, ți-i până spun cătușile, nu te lăs. Să te șuier cătușile. Este domnul Sumbreanu. Este. Sumbreanu. Ia și mai vorba, uți tu, pe ceori tu să-l chei, nu pe meu. Cine ești tu, Doamne, să chei? Cine ești tu? Cine? Eu și mama lui. Mama lui și eu am... Ești liniști, ești șați jos. Ești... Ești șați acolo, e. Ești șați acolo, jos. Eu, el face citarea în instanță. Vă închipuiți? El face citarea în instanță. Criminalul ăsta. El, criminalul ăsta. Să închipu? El așteaptă schimbarea guvernării cu drugul lui din primul film. Uitați-vă acolo. Eu spus că... De grabă să schimbă guvernarea. Eu am procură. N-ai buletinul. Lasă că știe el cine ești, tu închis. Aici stuchitul să ne-l cu dânsul. Eu nici stuchitul nu arunc într-însul. Îi tremur mâinile ca la alcoolic. Îi tremur, nu poate ține o foaie în mână. Dar așa procuror nu trebuie să lucrez, oameni buni. Și OPG-uri ăsta e AUE în continuare. AUE și OPG, corect. Sievolul Divanov, AUE și OPG-uri. Ai să pleci, vedeți, Igor Popa își face ședințele închise. Că Igor Popa cu geta chistol, nu vă lăs eu. Eu plângeri peste plângeri peste tot locul. Adică niște... El tremură de prăpădenie. Cine îl pune pe dânsul să lucreze? Cineva l-a controlat la sănătate, dacă el tremură. Ce boală are el psihic, că el să iei dosarul să-l ducă în instanță fără să-i dăi voie lupșurul să facă cunoștință. Să-l cheme, să-l citeze, să-i spui. Eu am fost și parte vătămată. Am fost și învinuit, am fost și bănuit. Eu totdeauna am făcut cunoștință cu dosarele. Aici nu i-a dat voie lupșurul să facă. Ține mâinile la spate, că mâinile tremură de prăpădine. Eu am procură. Închid când se începe ședința. Când se începe ședința, eu închid. Citați cine sunt și eu închid. Ședința se mai deschisă în ședință de ce era închisă, ok, dumneavoastră cere de recuzare formulată de către eu l-am mult președintele. Zâmbrean. Dmitrii, v-am părut pe acolo. Та изгнаря астрова сбрал завершить чинище аварии с интеллигенцией. Прокурору? Серого Диминова, Александр. Диминастров? Позамбан, Дмитрий.